Sunteți în Newsroom, bun găsit, sunt Andreea Dumitrache și avem informații și imagini de ultim moment cu momentul exploziei de la magazinul din Botoșani. Reprezentanții magazinului care a sărit în aer susțin că în momentul în care a avut loc explozia și vedeți aceste imagini acum, o echipă lucra la instalația de gaze. Se făcea în acel moment o reparație. Vedeți momentul pe ecran, momentul exploziei din magazinul de bricolaj din Botoșani, acolo unde 13 oameni au fost răniți. Mulți dintre ei, 5, erau la cumpărături. Două dintre victime sunt în stare gravă în spital, acum intubate. Cele două cazuri intubate vor fi duse de elicoptere la Suceava pe aeroport, de unde vor fi preluate de un avion medical și vor fi aduse apoi în București. Avionul a decolat în urmă cu puțin timp din capitală, merge spre Suceava. Un alt caz cu arsuri și traumă va fi predat la Smurt Iași. 5 sunt angajați, 8 sunt clienți. Pompierii caută posibilele victime printre dărâmături, au anunțat că deocamdată nu au găsit pe nimeni. Sunt imaginile șocante cu această explozie care a avut loc în timp ce oamenii erau în magazin. Și informația de ultim moment este aceasta. Angajații și reprezentanții magazinului de bricolaj spun că în acel moment se făceau reparații la sistemul de gaz. Este alături de mine Paul Ciurari, acolo la fața locului. Bun găsit, Paul, ce date noi ai? Bun găsit, explozia a fost una extrem de puternică, așa cum se poate observa și pe imagini, inclusiv la firmele din jur, de unde am reușit să obținem aceste imagini. Totul s-a zguduit, bucăți mari din fațadă au zburat 10 de metri, inclusiv, de exemplu, acest panou sandwich, care a zburat de pe fațadă și a ajuns până aici, în apropierea drumului național. Vorbeam puțin mai devreme inclusiv cu unul dintre clienții magazinului, care în clipa în care a auzit explozia, pur și simplu s-a ferit, s-a plecat, iar acest panou i-a trecut pe deasupra capului, a trecut la doar câteva secunde de o nenorocire. De altfel, sunt foarte multe victime, sunt 13 victime, 12 au fost duse cu ambulanțele la spital, iar o alta, 13, a ajuns pe picioarele ei la unitatea de primiri urgențe. Așa cum spuneai, a început deja transferul victimelor către centrele universitare. Deja au fost preluate două victime cu elicopterul, iar o a treia urmează să fie preluată cu un elicopter Smurt. Pe aeroport vor fi duse celelalte victime pentru a fi preluate cu avionul. În continuare, aici se fac căutări, însă a fost dezactivat planul roșu începând cu ora 12:30 de minute, atunci când cea mai mare parte a forțelor s-au retras. Însă trebuie să sublinim că au fost numai puțin de 262 de persoane, 262 de salvatori care au intervenit la fața locului și au dat primul ajutor victimelor și au căutat printre dărâmături alte eventuale victime. În clipa de față, la fața locului, au intrat în operațiune cei de la criminalistică, care vor trebui să stabilească cu exactitate de la ce a luat foc, de la ce s-a produs explozia. Și asta pentru că sunt mai multe ipoteze, însă știm că explozia s-a produs undeva în zona birourilor și acolo este și o zonă de food court. Va trebui să stabilească cu exactitate de unde s-a produs.